doar noi dezvăluiri din ancheta crimelor care au șocat România. Noi fragmente osoase au fost descoperite la Caracal. Rămășițele au fost găsite în aceeași lizieră în care Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a aruncat trupul Luizei. Oasele au fost găsite în urma unui apel de ieri la 112. Nu se știe până acum dacă noile fragmente osoase sunt umane. Probele descoperite de anchetatorii de ICOD vor fi analizate de către specialiștii Institutului de Medicină Legală. Săptămâna viitoare, Gheorghe Dincă, principalul suspect, va merge din nou în fața anchetatorilor care îi fac acum expertiza psihiatrică pentru a vedea dacă a avut sau nu discernământ în momentul în care ar fi comis crimele. De acolo, din elizier, anchetatorii au ridicat în luna august 10 de oase, care s-au dovedit a fi ale unei adolescente cu vârsta între 14 și 19 ani. Mâine se împlinesc 6 luni de la dispariția lui Zei Melencu, adolescenta care ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă în luna aprilie. Cazul Caracal stârnește noi controverse după ce mama lui Zei a declarat că fiica ei ar fi fost vândută traficanților și scoasă ilegal din țară. Monica Melencu a invocat chiar faptul că chiar ea a trecut-o de mai multe ori peste graniță ilegal pe Luiza, la vamă, plătind sute de euro. Eu am trecut cu fiica mea, deci am dat 70 de euro la vamă, deci nu eram împreună cu soțul, soțul rămăsese în Italia, eu am vrut să-mi iau fiica în vacanță, am băgat 70 de euro în buletin, a închis ochii și am putut să trec cu Luiza. Inclusiv anul trecut, pentru că Luiza a făcut pe 2 decembrie 18 ani, iar eu pe Luiza am adus-o singură în Italia anul trecut. Deci fără noi, ca părinți, ca tutori, fără părinți, Luiza e venită singură. Deci pur și simplu Luiza e trecută frontul. Decât cu șoferul, am vorbit cu el, dânsul mi-a luat 100 de euro drumul, iar 70 sau 50 de euro băgați în buletin să treacă fără tutori, fără părinți. Asta pot să confirm, nu numai odată, pe Luiza o aduc de 7 ani de zile în Italia. Mai mult, a apărut un martor care susține că a văzut-o pe Luiza Melencu în Italia. Cităm. Era pe stradă unde se făcea prostituție. Martor a descris inclusiv cum era îmbrăcată fata de 18 ani. Avea un palton negru și pantofi negri cu toc în picioare și era izolată de celelalte fete. Era singură pe strada respectivă. Martor a vorbit cu soțul ei, care a recunoscut-o și el imediat. Corineano Rossano, provincia di Cosenza. Luiza era pe strada unde se face prostituție, aproape lângă centru comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singura, feriată, că se vedea. Era cu pantalon negru, pantofi cu toc negri, un tricou alb, păr lung până la pata pantalonului, vârfurile roșii și mai sus, pe partea dreaptă, avea un pat cu păr mai roșii, mai aprins acolo. Erați singură când susțineți că ați văzut-o? Nu, cu familia. Umilită, bătută, traficată și vândută pe 2000 de euro de cel care urma să-i devină soț. Este povestea tristă a unei fete din Caracal, ce a ajuns să practice prostituția pe străzile Italiei. Traumele prin care a trecut au adus-o de două ori în pragul morții. A luat pastile și a încercat să-și pună capăt zilelor. Nu putea vorbi cu nimeni despre calvarul pe care îl trăia. Călăii săi vor fi judecați pentru trafic de persoane și grup infracțional. Totul a început în urmă cu 5 ani. O tânără, pe care o vom numi simplu Oana, s-a îndrăgostit de un tânăr, Sorin Claudiu Alexandru, zis Balenă. Am început o relație, iar după câteva luni, fata s-a mutat în casa băiatului. El i-a propus să meargă împreună în Italia să muncească. Ajunși acolo, s-au cazat la verișoara acestuia, la Milano. După două săptămâni, Sorin i-a dat o veste cutremurătoare. Nu i-a găsit loc de muncă și va trebui să iasă în stradă să se prostitueze. Oana a refuzat și asupra ei a căzut o avalanșă de pumni și picioare. Așa a început cea mai neagră perioadă din viața ei. Le-a povestit procurorilor de ICOT în 2016, atunci când s-a dus să-și reclame călăi, că producea sute de euro pe săptămână, bani ce rămâneau la concubin. Se ducea cu clienții ba prin pădurile din Bergamo, fie la hotel. După câteva luni s-a întors în țară și proxenetul a acceptat să-i dea drumul, fără să-i spună că o vânduse altui traficant din Caracal. Așa a ajuns să fie răpită din fața unui supermarket din Caracal și întoarsă pe străzile Italiei. Noul proxenet, Rubinică din Caracal, pe numele să
Aurel, păcurar Rubin Ion, a dus-o la Milano. Chiar pe strada ce ducea către stadionul San Siro își agăța clienții. Lucra împreună cu concubina lui Rubinică. Aceasta avea și rol de supraveghetoare asupra tinerei. În Italia a aflat că și alte fete avusese răsoarta ei și trecuseră prin mâinile lui Rubin Păcurar. După ce a reușit să strângă cei 2000 de euro plătiți pentru ea, Rubinică i-a dat drumul fetei. Întoarsă în țară, Oana nu a avut curajul să vorbească cu nimeni despre cele întâmplate. Plângea mereu, era apatică, tăcută. Depresia a dus-o de două ori în pragul sinuciderii. Părinții au fost șocați când au aflat ce i s-a întâmplat. Fata le spusese, la prima plecare, că îngrija o bătrână, iar la a doua plecare, care grijă de niște bebeluși. Nu voia să-i supere, însă și-a luat inima în dinți și a sesizat autoritățile. A povestit cine au fost persoanele implicate, cum a ajuns sechestrată și dusă în Italia, unde a fost ținută sechestrată în Caracal. Când au aflat traficanții că Diicot este cu ochii pe ei, au început să se pună de acord cu privire la declarații. Păi și de ce n-ai venit? Iauzi ăștia, să stați și voi de vorbă, să vedeți cum faceți. N-auzi, mâncați aș fazei că n-am nevoie. M-a rupt să moară familia mea de nu de ce mi-a zis acolo, de nu m-a nenorocit. E? N-am voie să iau legătura cu nicio parte. Păi lasă-mă, tu te iei după ei, dă-i să bată. Bine, nu mai vorbi pe asta. Dacă e, vină la Caracal să stați de vorbă sau unde să facem? Vin ăștia acolo? Păi să vină Finutu, să vină Ionuț. Hă? Ionuț, am înțeles că... Ionuț cu Alin și cu Antonio. Ionuț cu Alin și Antonio? Da, păi nu știi că ăștia au fost și ei pe acolo așa ieri? Mhm. Hai că te sună ei când vine acolo, da? Astăzi până de seară, mâine e la tine, hă? Bine. Bine, Balena, hai. Hai, pa. Cei 6 traficanți, printre care și o femeie, Ana Maria Ciolacu, concubina lui Păcurar, vor fi judecați pentru grup infracțional și trafic de persoane. Rețeaua din Caracal este una dintre zecile de rețele ce duc anual sute de femei pentru practicarea prostituției pe străzile din Italia. Multe dintre acestea sunt minore, fete ce rămân cu sechele grave.